La sfârșitul lunii februarie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița a înregistrat un număr de aproape 16.000 de șomeri, dintre care 6.500 sunt femei. Cei mai mulți dâmbovițeni aflați în căutarea unui loc de muncă, peste 13.000, sunt persoane care au absolvit ciclul inferior al liceului sau al școlii de arte și meserii, în vreme ce aproape 2.000 de șomeri sunt persoane cu studii medii și numai 500 au studii superioare. Rata șomajului calculată la data de 28 februarie 2015 la nivelul județului Dâmbovița este de 7,45%, mai mică decât în luna ianuarie 2015 cu 0,13 puncte procentuale, dar în continuare cu 2 puncte mai mare față de media înregistrată la nivel național.